Bună ziua, sunt Cristian Vizitiu, șeful laboratorului de aplicații spațiale pentru sănătatea și securitatea persoanei, cercetător științific grad 3, la bază inginer, cu doctorat în tematica ingineria sistemelor complexe. Laboratorul își înscrie activitățile în contextul protecției persoanelor pe teren și în spațiu prin tehnologii spațiale, îndeosebi în domeniul telemedicinei și contramăsurilor asociate zborului spațial cu echipaj uman. Aș vrea să dau cuvântul și colegilor mei pentru a se prezenta și a spune mai multe despre preocupările în acest laborator. Bună ziua, numele meu este Mihaela Marin, sunt inginer, sunt cercetător științific gradul 3 în cadrul laboratorului și în prezent doctorand în cadrul Facultății de Electronică și Telecomunicații pe tema modelării răspunsului aparaturii de antrenare asistată de calculator în sprijinul explorării spațiului cu echipaj uman. Ca și preocupări în cadrul laboratorului, mă ocup de dezvoltarea de aplicații și dispozitive pentru îmbunătățirea controlului neuromotor în domeniul de contramăsuri, și anume în vederea minimizării efectelor adverse ale zborului spațial prelungit asupra echipajului uman. Bună ziua, numele meu este Nistorescu Alexandru, sunt cercetător științific gradul 3 în cadrul laboratorului de aplicații spațiale. Am absolvit facultatea de fizică, secția fizică medicală, iar în prezent sunt student în cadrul școlii doctorale din cadrul Facultății de Științe, Educație Fizică și Informatică, cu o teză ce vizează caracterizarea din punct de vedere mecanic al țesutului muscular. În cadrul laboratorului, direcția principală vizează proprietățile și afecțiunile fiziologice ce apar la astronauți în timpul misiunilor spațiale. Bună ziua, numele meu este Adrian Niculescu, sunt cercetător științific în cadrul laboratorului de aplicații spațiale pentru sănătate și securitate din anul 2014, doctorand în cadrul școlii doctorale a Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației din București, de asemenea masterand în cadrul aceleiași facultăți, cu preocupări atât în cadrul doctoratului cât și în cadrul laboratorului, ce privesc analiza și prelucrarea de semnal biometric pentru evaluarea caracteristicilor psihofiziologice ale personalului implicat în misiuni spațiale. Bună ziua, numele meu este Mandu Alexandru Mihai, sunt ACS în cadrul laboratorului. Am absolvit Universitatea Politehnică București, iar acum sunt doctorand în cadrul Facultății de Transporturi pe tematica inginerie electronică și telecomunicații. Mulțumesc! Mulțumesc pentru prezentări. Aș vrea mai departe să avem o prezentare, să expunem o imagine strategică a laboratorului, precum și activitățile de cercetare, dezvoltare, inovare întreprinse în contextul dat. Astfel, anumite aspecte legate de misiune și scopul strategic, să facem o trecere în revistă a inițiativelor și realizărilor în CDI, de asemenea prin mențiunea colaboratorilor și entităților colaboratoare. Astfel, misiunea laboratorului vizează integrarea competențelor științifice interdisciplinare și infrastructurilor în scopul activităților în vederea protecției persoanei pe teren și în spațiu, prin tehnologii spațiale, și mai exact prin participarea în proiecte naționale și internaționale, stimulând astfel progresul comunității spațiale din România în vedere științific și tehnologic. Ca și principale activități, avem telemedicină și contramăsuri asociate zborului spațial cu echipaj uman, dar în același timp n-aș vrea să neglijăm faptul că noi mai avem anumite activități de cercetare care ne stimulează în aceste două mari activități, și anume
performanță umană, management informațional în biosisteme, astfel pentru a înțelege, a îmbunătăți, a antrena, recupera ființele umane la adaptarea, cât și la răspunsul, de fapt, la medii extreme. În privința telemedicinei, vreau să menționez faptul că acest laborator este printre pionierii telemedicinei, inițiativei de telemedicină în România. A dezvoltat mai multe proiecte naționale, între care și unul de amploare internațională în cadrul Agenției Spațiale Europene, în care am dezvoltat de la zero o unitate portabilă de telemedicină, capabilă de a furniza asistență medicală prespitalicească în urgențe medicale și opțional de a sprijini activitățile medicale de screening în zonele remote, astfel bazat pe comunicare satelitară, navigație satelitară. Sistemul prezintă portabilitate sporită, de asemenea capabilități comunicaționale cu dispecerul în vederea transmiterii date medicale și comunicații audio. În domeniul contramăsurilor asociate zborului spațial cu echipaj uman, am început într-un proiect de ca centru de competență, unde am avut ca scop înființarea unei comunități colaborative științific-tehnologice și pentru a stimula soluții fiziologice, psihologice la afectările date asupra ființei umane de către factori stresori ca microgravitația, izolarea, confinarea. Trebuie spus că proiectul s-a încheiat, dar reușim să menținem sustenabilitatea acestui centru de competență prin echipamentele realizate colaboratorii identificați. Astfel, acest centru de competență reprezintă un instrument important în îmbunătățirea comunității, în crearea de proiecte și așa mai departe. Ca și scop strategic, avem în vedere dezvoltarea și recunoașterea noastră în forumuri internaționale, implicit a capacității noastre științifice și tehnologice în domeniile mai devreme menționate, prin participarea în proiecte naționale și internaționale, prin stimularea, de fapt, a spin-off-ului terestru. Aplicațiile noastre au beneficiu terestru important, astfel în societate, vizând aplicații terestre pentru profesii solicitante, pentru sportul de performanță, pentru recuperarea sănătății și a forței de muncă. În vederea resursei umane, laboratorul este prin excelență interdisciplinar. Lucrăm cu anumiți colaboratori independenți, dar și entități. Ca staff permanent suntem 5 experți, așa cum s-a putut vedea la începutul prezentării, 4 ingineri, un biofizician, dar avem foarte mulți colaboratori independenți. Aș vrea printre colaboratori să menționez anumite nume, cum ar fi domnul inginer Vlad Văleanu, expert în domeniul telemedicinei critice, management dezastrelor, diverse aplicații spațiale cu beneficiu terestru, cosmonautul român domnul Dumitru Pronariu, domnul dr. Radu Doc, domnul dr. Mihai Berteanu și lista continuă. Pentru a acoperi o gamă largă, interdisciplinară, versatilă de competențe, de la inginerie electrică, ingineria sistemelor, bioinginerie, până la știința sportului și performanță umană, suntem într-o continuă dezvoltare de colaboratori naționali și internaționali. Mai departe, aș vrea să trec în revistă anumite tipuri de activități, cercetare, dezvoltare, inovare, care inițiem și realizăm activități, și anume metodologii de evaluare, antrenare, recuperare, control neuromuscular, aparate care funcționează pe baza acestor principii și metodologii, apoi modalități de măsurare a proprietăților musculare, metodologii psihofiziologice de analiză status emoțional pentru astronauții aflați în zbor spațial prelungit. O să dau cuvântul și colegilor mei pentru a spune anumite lucruri detaliat despre domeniile în care activează. O să încep prin metodologia de control psihoneuromotor, o metodologie dezvoltată împreună cu colaboratorii de menționat Institutul Național pentru Cercetare în Sport, compania Online Solutions Media.
metodologia CASINOR, Computer Assisted Informational Orthotics, constă în introducerea subiectului într-o buclă informațională, de reacție informațională cu un calculator, după cum se poate vedea, care oferă acestuia un feedback vizual asupra mișcărilor efectuate în timp real, în funcție de timp și viteză. Astfel, realizăm intens cercetare experimentară, de exemplu, cum se poate vedea în poză, investigarea influenței exercițiilor fizice în anumite condiții asupra performanțelor cognitive, prin monitorizarea activării zonelor cerebrale, care se face prin intermediul senzorilor EEG dispuși pe subiect. Mai departe, aș vrea să o las pe colega mea, Mihaela Marin, să ne zică mai multe despre aparate specifice acestei metodologii. Dispozitivul MOVE-1 de ușă este un dispozitiv pentru antrenament de control neuromuscular, care este dedicat, ca să zic așa, antrenării îmbunătățirii și recuperării performanței umane. Așa cum a spus și colegul meu Cristi, acest dispozitiv poate fi utilizat pe pământ, ca să zic așa, deoarece utilizează greutăți, iar subiectul care efectuează exerciții se află într-o buclă informațională cu calculatorul. Mai exact, acesta poate vedea în timp real și se poate corecta, poate vedea cât de corecte sunt mișcările pe care le efectuează la acest dispozitiv prin intermediul calculatorului. Acest dispozitiv avem în, ca și perspectivă pe viitor să-l spațializăm, ca să zic așa, și anume să poată fi utilizat și pentru antrenamentul în spațiu, unde, datorită lipsei gravitației, trebuie să eliminate greutățile, și anume înlocuirea acestora cu un servomotor care va stimula, ca să zic așa, acea forță de rezistență. Mai departe, dăm cuvântul colegului Alexandru Nistorescu. Din punct de vedere fiziologic, printre aspectele de interes în condiții de microgravitație, se pot observa atrofia musculară și pierderea de masă osoasă. Dispozitivul Muston de evaluare a calităților musculare mecanice a fost dezvoltat în cadrul laboratorului, iar ca mod de funcționare se bazează pe aplicarea unui impuls mecanic mușchiului și înregistrarea modului în care semnalul de accelerație se propagă, folosind o serie de accelerometre plasate longitudinal. Dispozitivul a trecut printr-o serie de modificări structurale și funcționale ca urmare a unui proces de try and error, astfel că în prima imagine se poate observa prima variantă creată la nivel de model funcțional, unde este un număr fix de accelerometre într-o geometrie fixă care se plasează pe piele. Această configurație nu este printre cele mai reușite, deoarece diafonia introdusă de solenoidul care aplică impulsul era foarte mare și exista foarte mult zgomot în semnalul înregistrat. S-a trecut la a doua configurație, ca parte de prototip, unde se poate observa că numărul de accelerometre poate varia până la un maxim de 10, sunt accelerometre separate, iar modul de aplicare al impulsului este de asemenea separat, se poate observa în dreapta. În partea stângă putem observa sursa de alimentare. Accelerometrele, de dimensiuni foarte mici, sunt încapsulate în mici module proiectate 3D pentru a fi mai ușor de manevrat. Dispozitivul a fost acceptat și a participat la două experimente dry immersion, unul de 21 de zile în cadrul Institutului de Probleme Biomedicale al Academiei Ruse din Moscova. Aici erau vizați o serie de mușchi plasați doar pe partea stângă a corpului, iar în cadrul cel al doilea experiment a fost în cadrul Agenției Spațiale Franceze în Toulouse, Franța. Experimentul s-a desfășurat la MEDES, iar scopul experimentelor a fost de a testa dispozitivul în condiții de microgravitație simulată, precum și compararea acestuia cu alte metode de evaluare. În cadrul experimentului din Franța au fost vizate grupele musculare de pe ambele părți ale corpului. Mulțumesc! Dau cuvântul mai departe colegului Adrian Dinculescu. Da, în continuare am să prezint o parte din abordările laboratorului. Una dintre ele este această detecție a emoțiilor bazată pe secvențele video. Și abordările laboratorului au fost pe două direcții. Una dintre ele este arhitectura software, cealaltă este arhitectura hardware. Problema pe care o ridică analiza de imagine
de analiza unor secvențe video este computația mare pe care aceasta o necesită. Și ca să explic, de aici vine această necesitate de a dezvolta cumva și hardware care să poată compensa această volumare de informație. În slide-ul acesta putem observa metodologia de antrenare și testare-utilizare. Folosim baze de date existente sau încercăm să colectăm date în anumite condiții. Se poate vedea în imagine baze de date concanade, care este descrisă și adnotată cu anumite adnotări de trăsături faciale, precum unități de acțiune, puncte faciale și informația de care avem nevoie ca adnotare, precum emoția, să spunem, în imaginea respectivă, antrenăm baza de date și detectăm. Alte abordări ale laboratorului, cum spuneam, vedem o arhitectură de sistem hardware, de paralelizare a cadrelor și a computației pentru fiecare cadru, realizată împreună cu niște colaboratori din cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației. De asemenea, este important de menționat un proiect complex în cadrul căruia am dezvoltat o mască facială diferită față de cele folosite în majoritatea aplicațiilor existente în ziua de astăzi, care evaluează un număr mai mic de puncte faciale, dar dintr-o perspectivă antropologică, împreună cu niște colaboratori de la Facultatea de Biologie. De asemenea, mai există aplicații în care folosim diferite modalități de viziune, să zicem aici viziune termală și imagine vizuală, în care cumva detectăm anumite pattern-uri de temperatură apărute asupra subiecților. În imaginea de jos vedeți evoluția, rata respirației. De asemenea, o altă abordare este o abordare de limbaj, în care evaluăm interacțiunile intra- și interpersonale ale mai multor subiecți, recunoaștem subiectul, recunoaștem vorbirea, ceea ce înseamnă că transformăm vorbirea în text și pe baza acestuia aplicăm metodologia de NLP, Natural Language Processing, în scopul de a detecta aceste trăsături intra- și interpersonale. Mai departe, aș vrea să trec în revistă principalii colaboratori. Astfel, colaborăm intens cu anumite departamente din Universitatea Politehnică din București, Facultatea de Electronică și Circuite Integrate, Facultatea de Computer Science și Inginerie, de asemenea cu unității de recuperare medicală, Spitalul Elias și un spital privat aici, Ponderas Academic Hospital, Institutul de Biochimie Academiei Române, cu care am desfășurat și un proiect și aș vrea să dau anumite detalii, și anume s-a investigat strategia biomedicală, o anumită strategie, de fapt, în diferențierea osteogenică a celulelor stem mezenchimale în condiții de microgravitație simulată. Avem, de asemenea, proiect internațional într-un consorțiu larg cu Universitatea Transilvania din Brașov, iar ca și entități internaționale, doar aș vrea să menționez Institutul de Probleme Biomedicale din Rusia și Institutul de Medicină Spațială și Fiziologie din Toulouse, în care am desfășurat experimente, analiză proprietăți musculare în facilitățile analoge gravitației și cu centrul de antrenament astronauților din Köln, cu care de fapt discutăm și analizăm perspectivele în domeniul contramăsurilor spațiale asociate zborului cu echipaj uman. Ca și concluzii, aș vrea doar să menționez că deja avem niște dispozitive de antrenament psihoneuromotor dependente de gravitație, contra greutăți, dar avem și implementări independente de gravitație și în același timp perspective de participare în proiecte internaționale, în programe specifice. De asemenea,
experimentele internaționale în analoage de microgravitație, dry immersion experiments, vor fi urmate în principiu de experimente în microgravitație reală, asta intenționăm, metodologiile psihofiziologice pentru evaluarea ființei umane în izolare-confinare. Am o inițiativă de participare în cadrul facilităților analoge spațiului de izolare-confinare, cum ar fi Stația Concordia, Stația Facilitatea NEC din Moscova, importante pentru a ne testa sistemele și a dezvolta sisteme, specificații și sisteme zborul spațial Deep Space, așa cum e numit. Continuăm de asemenea inițiativele pe telemedicină. Desfășurăm în acest moment un proiect internațional pe telemedicină și tehnologii asistive, în care deja am început lucru și am dezvoltat un prototip de e-health pentru bătrânii cu boli cronice din România, Ungaria și Italia. Vă mulțumim pentru atenție. Pentru întrebări putem fi contactați la adresa de e-mail de pe ecran. Vă mulțumim!